Salutare și mi-am găsit la un nou vlog. Astăzi vom face o mică farsă lui sora mea. Am cumpărat un șarpe de cauciuc, iar o să-l pun în curte, acolo în curte, în spate la mine. Și o să o chem, într-un copac o să-l pun și o să o chem. Și să vedem ce reacție are. Hai să începem acest prank. Roberta! Da? Hai ajută-mă! La ce? Nu știu, am ceva aici. Hai ajută-mă! Hai, hai ajută-mă! Da? Hai ajută-mă! La ce? Să ridicăm scara, s-o să vă urcă pod. Ce faci? Eu știu că nu pot să ridic scara, este foarte, foarte grea. Hai. Ok, hai. Eu am mâncat. Ce? Faci vlog? Da. Că mă gândeam să iau ceva din pop pentru vlog. Da, aici e scara. Roberta, ce e ăla? Bă, că vreau bă! Bă, ce e ăla? Bă, ce e ăla? E un șarpe, dar stă încolocit în copac. Ce e la bă? Farsă! E un șarpe de cauciuc! S-am făcut o farsă. Bă, tu ești tu un pila, că îmi faci farsă din astea, nu era să fac un impact. Da, ce e că-i drăguț? Dați-vă un pic. Ești tu un pila, că bă, chiar am crezut de la un timp. Uite, bă, hai. Nu ți-a plăcut? Se pare că nu i-a plăcut. Cred că nu știu, s-a speriat, asta nu știu, de șarpele meu, Sata. Eu Sata i-am pus numele, că e, nu știu, șmecher. Opa, hai că pic. Deci să uitați și pe vlogul meu acolo, că aveți linkul în descriere. Deci uitați-vă. Dacă v-a plăcut și vreți să mai continuăm cu așa farse, deci nu-l iei. Eu nici nu știu ce face. La oameni, la vecini, la... vrem să facem farse cu acest șarpe. Cred că să mai ne cumpărăm. Dacă v-a plăcut acest vlog, vă rog, abonați-vă la canalul meu și la canalul ei. Dragan Dănuța Roberta. Este și ea destul de bună. Deci, și dați un like dacă mai vreți să continui acest vlog. Eu v-am lăsat, pa! Vai, te-ai speriat? Da. Ok, să mergem cu Sata și să oprim filmarea. Hai, ciao!